Tehnicianul sârb Rașa Miușković este noul team manager al echipei băimărene de basket. Acesta a ajuns în conducerea tehnică după ce Sebastian Man a hotărât alături de reprezentanții clubului să se implice în activitatea administrativă. Rașa Miușković a condus deja un meci oficial al echipei băimărene, iar tehnicianul din Serbia a fost prezentat azi în cadrul unei conferințe de presă organizate de Basket Club Municipal. Mă bucur că am ajuns aici și o să încerc să ajut echipa din Baia Mare. Este o mare onoare pentru mine, dar în același timp și o mare responsabilitate. Știu că va fi foarte mult de lucru, dar o să fac tot posibilul pentru ca echipa de basket din Baia Mare să devină mai bună în viitor. De asemenea, Basket Club Municipal a adus și doi jucători din Serbia care se află în probe în această săptămână, iar antrenorii echipei vor decide dacă cei doi vor rămâne definitiv în lot. În momentul de față avem doi jucători în probe, sunt doi jucători serbi, unul pe poziția 1, conducător de joc, numele lui este Luka Pajković, iar al doilea jucător este Marko Pavlović, născut 1986, jucător pe poziția 5. Acești doi jucători sperăm să fie ce dorim și ceea ce dorim și la finalul acestei săptămâni să ne hotărâm dacă rămân sau nu la echipa noastră. Clubul băimărean se confruntă în continuare cu probleme financiare și așteaptă acum un răspuns pozitiv din partea Consiliului Local și a Consiliului Județean pentru cofinanțarea echipei. Basket Club Municipal Baia Mare a redepus dosarul prin care solicită ajutorul din partea administrației publice, iar mâine va avea loc o întâlnire între reprezentanții clubului și Comisia de Sport din cadrul Consiliului Județean. BCM se pregătește acum intens pentru următoarele două partide pe care le va disputa pe teren propriu. Primul meci va avea loc miercuri, când băimărenii vor disputa returul din Cupa României cu BC Timișoara, iar lunea viitoare BCM va întâlni formația Phoenix Galați într-o partidă programată în etapa a treia a Ligii Naționale de Basket.